Toate drumurile duc la școală. Aceasta este o resursă educațională deschisă la disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a 8-a. Probabil știți deja că în România învățământul este obligatoriu până în clasa 10-a, așa că după absolvirea clasei a 8-a, drumul tău va duce tot la școală. Ai două posibilități pentru a continua școala pe care ți le voi prezenta în cele ce urmează. Prima posibilitate este să alegi să studiezi la liceu. La liceu vei studia 4 ani, după care vei putea alege să muncești sau vei putea alege să urmezi o facultate. Liceele sunt organizate pe filiere și profiluri. În liceele din țara noastră există 3 filiere, filiera teoretică, filiera tehnologică și filiera vocațională. Filiera reprezintă drumul parcurs spre carieră într-un domeniu foarte general, iar profilul se referă la domeniul de studiu. Cea de-a doua posibilitate este școala profesională, unde vei studia 3 ani, după care vei putea alege să muncești căutând o ocupație în domeniul de studiu sau vei putea alege să urmezi liceul, clasele a 11-a și a 12-a. Tu ai decis deja ce vei alege. Vei alege liceul sau școala profesională? Dacă ești hotărât și dacă dorești, poți împărtăși colegilor decizia ta. Unii elevi aleg să studieze la liceu în filiera teoretică, la profil umanist și real. De fapt, ce studiază ei? Cei de la profil umanist studiază mai mult limba și literatura română și străină, istorie, științe sociale, iar cei de la profil real studiază matematica, informatica și științele naturale. Să facem un exercițiu simplu. Fii ochi și urechi la următoarele enunțuri și gândește-te în ce măsură corespund preferințelor sau abilităților tale sau, dimpotrivă, nu corespund. Îmi place să citesc. Îmi place să scriu în timpul liber compuneri, eseuri sau reflecții personale. Îmi place să rezolv exerciții la matematică. Îmi place să mă uit la documentare istorice sau geografice. Îmi place să fac experimente diverse. Îmi place să asamblez diverse obiecte după schițe. Îmi plac animalele și îmi place să studiez mediile lor de viață. Îmi place să citesc în limba engleză. Am învățat o limbă străină mai puțin populară în școli. Îmi place să organizez acțiuni de voluntariat. Colecționez plante pe care le usuc și le păstrez într-un ierbar. Mă uit des la documentare științifice. Îmi place informatica și programarea. Ce concluzii poți să tragi de aici? Ți se potrivește filiera teoretică? Dacă răspunsul tău este da, gândește-te care profil ți se potrivește mai mult, cel umanist sau cel real. Să trecem la filiera tehnologică. Aceasta are durata de 4 ani și se organizează în cadrul liceelor tehnologice sau colegiilor tehnice. Aici vei găsi următoarele profiluri: servicii, în domeniul economic, tehnic, resurse naturale și protecția mediului. Pe parcursul studiilor liceale, elevii dobândesc o dublă pregătire, una academică, ce le permite să studieze la facultate, și una profesională, care îi ajută să găsească o profesie în domeniul studiat. Acum, te rog să iei o coală A4 și să completezi cele 3 fraze așa cum ți se potrivesc ție. La final, pune fișa în portofoliul tău. 1. Mi-ar plăcea să continui studiile la liceu tehnologic, la profil, deoarece... 2. Consider că mi se potrivește acest profil deoarece... 3. Am încredere că acest profil este de viitor și mă va ajuta să... Dacă nu ai un interes pentru filiera tehnologică, poți să faci referire la filiera teoretică.
Filiera vocațională asigură pregătirea elevilor care își doresc o carieră în domeniul militar, teologic, pedagogic, sportiv și artistic, adică vor să devină militari, artiști, educatoare, învățători, preoți sau sportivi profesioniști. Absolvenții liceului vocațional pot practica meseria pentru care s-au pregătit imediat după finalizarea liceului. Acum gândește-te la rolul pe care l-au în societate militarii, artiștii, sportivii, educatoarele sau învățătorii și preoții. Discută cu colegii tăi. Puteți chiar să vă împărțiți în 5 grupe și să discutați împreună una dintre aceste profesii. Elevii care nu doresc să urmeze liceul pot opta pentru învățământul profesional sau dual. Aceste forme de învățământ au o durată de 3 ani. Pe parcursul celor 3 ani, elevii fac mai multe ore de pregătire practică decât de pregătire teoretică. Pregătirea practică este realizată în atelierele școlii și la firme. Elevii care urmează învățământul profesional primesc o bursă de 200 de roni de la stat și pot beneficia de bani în plus sau premii și de la firma unde fac practică. Elevii care aleg învățământul dual primesc atât bursă de la stat, cât și de la firma unde fac practica de specialitate. Ție care tip de activitate ți se potrivește mai mult, activitatea fizică sau cea intelectuală? Consider că ți se potrivește această formă de studiu. Poți căuta mai multe informații despre școli, filiere, profiluri și specializări pe site-urile liceelor care te interesează. Mult succes la admitere!